Stadionul Mihai Noaca din Constanța a găzduit o acțiune sportivă la care au participat tinerii rugbiști de la Tomitanii Constanța și copii de la clubul Arena Constanța. Evenimentul a adus împreună 60 de copii care s-au bucurat de mișcare în aer liber. Stadionul Mihai Noaca din Constanța a fost locul unei acțiuni sportive speciale, unde tinerii rugbiști de la Tomitanii Constanța și copiii de la clubul Arena Constanța s-au întâlnit pentru a se bucura de mișcare și de rugby. Aceste întâlniri au devenit tradiționale, aducând împreună 60 de copii, inclusiv persoane cu dizabilități, care împărtășesc bucuria sportului în aer liber. Antrenorul Cristian Cojocaru de la Tomitanii Constanța a transmis un mesaj de încurajare, aducând energia pozitivă de la Cluj-Napoca, unde echipa Under 14 a devenit vice campioană națională. La eveniment au participat și Răducu Popescu și Sorin Trancă.